Nu mi-a rezilat contractul cu media și contractul meu s-a terminat. S-a terminat, corect, așa e. Nu a mai fost prelungit, mie și la încă câțiva colegi, din cauza că, din ce am înțeles, clubul vrea să facă niște economii, economii salariale, dar asta a fost tot ce ni s-a transmis. Adică eu știam până în ultima zi că mi se prelungește contractul și dimineața, nu știu, ceva s-a întâmplat și nu s-a mai prelungit. A, deci exista și tu voiai să prelungești contractul cu Gazmetan? Da, am avut o discuție după venirea lui domnului Uhrin, am discutat cu dânsul, le-am spus situația mea că în câteva zile o să mi se termine contractul. Mi-a spus că să las puțin să vorbească și cu președintele, să vadă exact care este situația, cât mai am contract, ce se dorește pe sezonul următor. Am avut două discuții cu el. După a doua discuție mi-a spus că o să rămân în continuare pentru încă o lună, să nu-mi fac probleme. Da. Și asta a fost. Am venit la București câteva zile. Chiar aveam un antrenament luni dimineața și vorbisem duminică seara cu impresarul meu care m-a anunțat că cei de la club doresc să rămân și așa că după ce o să ajung la media și luni dimineață o să semnez prelungirea. Când am ajuns la media, am avut o discuție cu domnul Uhrin, care mi-a spus că a văzut în ziar că impresarul meu vorbește urât de domnul Mărginea sau ceva de genul și el nu acceptă asta. Bineînțeles, impresarul meu este și al lui Buș, și al lui Butean, și al lui Velisar, deci nu asta a fost problema. Cred că nu am mai dorit, nu știu, domnul Mărginean sau... Păi da, și... dar în cazul ăsta și Uhrin face parte din povestea asta pentru că el îți reproșează ce spune impresarul despre președinte, adică ce legătură totuși avea una cu alta. Nu știu ce putere a avut dânsul în decizia asta, nu cred că a fost decizia lui. Pentru că decizia lui, uitați câți jucători are în momentul ăsta media, da, știu, exact. Păi el ajuta orice jucător în momentul acesta. Deci nu a fost decizia lui, n-am de ce să fiu supărat pe dânsul, știu, adică mă gândesc sigur că n-a fost decizia dânsului. Oricum, în ultima perioadă era o stare așa, părea o stare tensionată, pentru că Mărginean, dacă nu mă înșel, declarase prin presă că voi doi nu prea știți ce vreți, tu cu Hora, parcă. A fost nu o declarație, dar știi declarația lui, că aveți 2-3 kg în plus, că... Nu, nici nu s-a pus problema de așa ceva. Asta a fost de la început. La început au venit niște hârtii, au făcut niște... Ei au spus că genul un protocol. Așa. Că dacă unul din jucători o să îmbolnăvească cu COVID, corona, cu COVID-19, da? Clubul are posibilitatea să dea în judecată jucătorul și să jucătorul să plătească o sumă de bani. Cât era vorba să plătiți? Nu mai știu, știu doar că era o sumă de bani. Și atunci în momentul acela eu cu Hora mi-am spus că nu mi se pare corect, pentru că am jucat și un amical cu CFR, am jucat mai multe... Am avut contact cu mai multă lume, am spus că nu mi se pare normal dacă eu mă duc la un amical cu CFR și, Doamne ferește, mă îmbolnăvesc de acolo, să clubul să mă tragă la răspundere și să mă pună să plătesc o sumă de bani. Și aici a început o adevărată problemă cu domnul Mărginea. Ne-a spus că suntem grași, dar nici vorbă de așa ceva. În fine, după discuția aia am vorbit, am semnat și hârtia aia, eu am semnat-o, m-aș lua la meciuri și... Stai puțin, deci dacă nu semnați hârtia aia, era cumva o chestie ca un ultimatum, dacă nu semnezi hârtia asta, pleci sau ce? Sau te amendăm sau cum? Adică nu, ne-a spus că până nu semnăm hârtia aia, nu ne ia în lot cu echipa la meci. Dar stai puțin, deci în hârtie scria că voi sunteți de acord să fiți dați în judecată de club? Dacă... Da, în hârtie scria gen că clubul poate să amendeze un jucător dacă nu, acesta nu se protejează și nu respectă toate regulile pentru ce înseamnă coronavirus. Dar întrebarea mea pentru tine este, clubul respecta toate măsurile legate de coronavirus? Adică vă proteja în așa fel încât să nu fiți expuși? Da, n-am avut nicio problemă la... De când am mers la clubul Gazmeta Media și chiar n-am avut nicio problemă. Oamenii s-au comportat excelent, au respectat tot. Uh-huh.
și contractul a respectat, mai puțin acum cu ce s-a întâmplat după pandemia asta, au fost probleme financiare, dar din câte am înțeles o să se rezolve, nu știu, săptămâna asta sau în cea care urmează o să se rezolve și probleme financiare.